Un număr de 90 de reconstrucții forensice, 68 de planșe, 7 milioane de ani, sunt ceea ce se prezintă în expoziția Evoluția speciei umane, găzduită de galeriile SIMA. Cei interesați de evoluția speciei umane pot vizita galeriile de artă Ioan Sima din Zalău, acolo unde este găzduită o expoziție interesantă semnată de Eduard Constantin Olaru. Această expoziție este parte a unui proiect mai amplu care se numește Proiectul Descendenței Umane. Cuprinde mai multe componente, expoziția, dar și alte manifestări, conferințe, reconstituiri și așa mai departe. Proiectul a început în urmă prin 2012, dar ceea ce avem noi aici face parte dintr-o nouă expoziție, mai dezvoltată decât cea inițială, care a fost pentru prima dată expusă în 2015. Expoziția, putem spune că este rodul unei pasiuni, pentru că autorul, Olaru, Eduard Olaru, nu este un specialist. El a terminat facultatea de arte, este grafician, dar are o pasiune deosebită pentru paleoantropologie. A început cu reconstituirile pe baza unor desene și utilizând metode cunoscute din criminalistică, de fapt, așa cum vedem și în filme, când sunt reconstituite anumite fețe, cam așa a început și el, și astfel a reconstituit chipurile hominizilor, ale înaintașilor noștri. Ceea ce vedeți în expoziție sunt 63 de postere unde sunt expuse aceste reconstituiri, având atât reconstituirile, cât și etapele de reconstituire, cât și reconstituirea mediului ambient în care au trăit. Expoziția este realizată în colaborare cu Asociația pentru Dezvoltare Intelectuală și Personală din București. Expoziția va fi deschisă publicului până în 15 octombrie. Vă invităm să o vizionați pentru că este foarte interesantă. Nu să mai aveți ocazia să vedeți această expoziție. Iar ca un preambul, îi spunem, din 5 octombrie o să avem și ultimii dinozauri din Transilvania. Expoziția poate fi vizitată până în 15 octombrie, de marți până vineri, între orele 9 și 17, la Galeria de Artă Ioan Sima, Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău.